Încep să cadă capete în PSD, ministrul de interne Carmen Dan și-a dat demisia. Aceasta a declarat la începutul Comitetului Executiv al PSD că renunță la funcție și că nu este necesar să se supună la vot în cex mandatul ei. Aceasta a precizat că nu are nimic să-și reproșeze. Înțeleg că nu intră în discuție niciun criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Mă aștept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper să rămână în topul încrederii. Plec cu fruntea sus din meai. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul, a declarat Carmen Dan. Ministrul demisionar a fost considerat unul dintre oamenii de bază ai lui Liviu Dragnea, cel care a promovat o constant în funcții precum prefect, parlamentar și membru al guvernului. Demisia lui Carmen Dan vine după ce premierul Viorica Dăncilă a anunțat că săptămâna aceasta va fi evaluată activitatea fiecărui minister în parte. Surse din PSD spun că Dăncilă vrea să scape de oamenii apropiați ai lui Liviu Dragnea. Pe lista neagră ar mai fi ministrul transporturilor Răzvan Cuc, Petre Daia de la Ministerul Agriculturii, dar și Teodor Meleșcanu de la Ministerul Afacerilor Externe.